Salut, oameni, sunt Kivi și sunat din nou FIFA 2015, carieră cu Chelsea. În acest episod vom încerca să jucăm meciul cu Juventus. Am jucat turul și am pierdut cu 2-0. N-am reușit să filmez pentru că am avut niște probleme cu action-ul și am filmat mai mult seasons, deci practic nu știu dacă a fost acasă la ei, stați un pic. Nu știu, habar n-am dacă a fost acasă la ei. Trebuie să batem cu 3-0 ca să ne calificăm. Deci, fac. Nu știu dacă o să reușim. Dar mai întâi trebuie să jucăm cu Arsenal, pentru că și asta e un meci foarte important. Spunem ce echipă o să băgăm. Balotelli, nu știu, cred că o să-l bag pe Costa. Maier, hai să băgăm și pe Oscar. Hai să băgăm Puscar. Și e destul. Da, e destul. E perfect, de fapt. Sau să-l bag pe Balotelli aceea. Da. Ar fi în regulă. Ok, stăm play match. Nu uita, dacă îți place această serie, poți să dai un like la 75 de like-uri episod nou. Astăzi deja 90 de like-uri la Seasons. Road to Division 1, drumul spre Divizia 1 și vreau să mă mulțumesc foarte, foarte mult. Eu acum filmez destul de târziu, dar na, ce, cui pasă. Oricum, începem acest meci contra cei de la Arsenal și fac, am greșit din prima. Și sper să fie un meci reușit pentru că ne-ar ajuta foarte mult. Sper, suntem pe locul 3 și chiar am putea să începem pe locul 1 sau chiar 2. Și având în vedere că Chelsea era pe 9 când i-am luat noi, va fi o realizare foarte, foarte bună. Dar este un campionat foarte, foarte puternic, cel britanic. Deci nu știu ce să fac, sincer. E chiar foarte greu, de exemplu, să joci contra Manchester United și să câștigi, mai ieși pe world class, porcării de astea. Arsenal pierde mingea, am încercat să dau o centrare. Anyway, încercăm să ținem un pic mai mult de minge. Pentru că cam așa trebuie să faci în world class, din câte am auzit, ca să mai ai tu niște posesie, să crești faze. Pentru că trebuie să-i ataci cum fac ei. De exemplu, ei... Oh, Oscar, ce dribbling! Oscar! Go! Nu, no, am făcut gol. Ah, ce iluzie optică am avut. Cream că a fost gol. Dar Oscar joacă foarte bine. Foarte, foarte bine. Până acum. Noi o să încercăm să îi presăm așa un pic, pentru că deja am dat un șut foarte, foarte periculos. Nici nu știu cum n-a dat gol. Puteam să dăm gol de acolo și l-a fost fault. Foarte bine joacă Oscar până acum. Mie nu-mi place de el așa multă realitate, dar joacă foarte bine în FIFA. E dat roșu? Roșu, mă! A intrat din spate. Urât. Urât. Anyway. Hai. Ok, Azpilicueta, Costa, Costa, Șurle, Balotelli. Balotelli, am vrut o pasă pentru Șurle acolo. Balotelli n-ar fi dat pasă în viața reală. Oricum. Oh, Benteke la Arsenal, șmecher. Nu știu dacă i-a ajutat chiar așa mult, pentru că l-au pe Alexis Sanchez, mai au și pe Giroud, mai au pe mai mulți, dar ajută foarte mult Benteke, îmi plac șuturile lui, e forțos, are strength mare. Sunt foarte importanti jucătorii cu strength în FIFA 15, dar cei cu pace. De exemplu, în FIFA 13 trebuiau jucători cu pace, în FIFA 14 cu strength și acum e un gen un mix. Deci e foarte, foarte bine. Dar, na, eu zic că sunt foarte multe bug-uri în FIFA 15 și multora nu le convine, iar cei de la ei nu țin cont de asta. În plus, au stricat tot Ultimate Team-ul, dar cine vrea cumpără FIFA Point și gata. Adică, de exemplu, KSI care se plânge degeaba, poate să cumpere FIFA Point. Adică, ai bani de FIFA po ai bani de la ai bani de Lamborghini și te plângi pentru FIFA Point. Adică, frate, nu știu. Nu știu eu în măsură să-l judec pe KSI, dar anyway, nu știu, nu cred că e bine. Adică, na, să te plângi pentru asta, nu cred că ar fi bine, dar au stricat Ultimate Team-ul pentru că mult mai mult nu se joacă acum. Și eu zic să se concentreze mai mult pe carieră, să facă o poveste cum fac și la NBA și chestii de astea, bravo, Ceh. Să facă o poveste cum au făcut și la NBA de asemenea. Deci ar fi super, super tare, adică să
eu mă gândeam gen FIFA carieră, cum e și în Sims, adică să-ți faci familia aia, dar dă pe lângă fotbal, înțelegeți? Dar ar fi mult mai realistic. Nu s-ar mai numi carieră, s-ar numi viața ta. Adică, na, nu e ceea ce face ei sport. Și este penalti. L-au faultat iar pe Oscar, săracul. Uitați ce murdarie. Și ei avem penalti. Este foarte, foarte bine. Au și roșu, au și penalti. Hazard va bate. Cred că Balotelli e mai bun decât Hazard la penaltiuri. Cred că are mai mult penalti. Parcă are 90 penalti. Stai să ne uităm. Unde ești, mă? 93 are penalties Balotelli, deci chestia aia o să meargă foarte încet, săgetuța aia. O să fie foarte ușor să dăm gol. Să sperăm. Poate nu e asta, hai, că o gol, mă. Bravo, Balotelli. Este 1-0 și încercăm să menținem rezultatul ăsta sau totul să mai atacăm. Vedem. O să ne băgăm așa, nu, tot pe balance, lăsăm. E foarte bine. Ok, haide să ne băgăm aici pe ei un pic. Ok, bravo, șurile. O să trească să mai ținem un pic de minge, paci. Mai jucăm un pic în apărare. Încercăm să găsim oameni liberi pe aici. Să creăm faze și să demarcăm oameni. Să se demarce ei, de fapt, mai ușor. Pentru că ei, când avem mingea, sunt automat obligați să intre pe noi. Sau nu neapărat obligați, dar ca să ia mingea. Deci, practic, asta e fotbalul. Trebuie să iei mingea, să dai pas, să dai gol. Deci, da. Ok, bravo, Spilicueta, dar nu e destul. Debiușii. Debiușii pasează către Benteke, Benteke cu Debiușii. Debiușii, Debiușii. Oh, fac. No! Bravo, Ceh. Cahill, bravo, așa. Și este 1-0 la pauză. Este foarte, foarte bine. Mă gândesc să schimb la pauză pe cineva. O să schimb pe Hazard. Și va intra Ramirez. Și hai zicem Salah în locul lui Schürrle. Îl mut pe Ramirez aici. Îl bag și pe Remy în locul lui Balotelli. E foarte bine. Trei schimbări la pauză. Nu o să mai schimb pe nimeni. Să sperăm că echipa asta va menține scorul. Sau chiar îl va mări. Ar fi perfect dacă și l-ar mări, adică n-ar mai avea nicio șansă, Arsenal să mai câștige. Mă rog, ar avea o șansă, dar na, nu cred că ar mai avea moral jucătorii. Adică asta se întâmplă când ai, de exemplu, 3-0, mingele nu mai la tine vin, frate. Adică, nu știu, ai moral, ai energie pozitivă, chestia asta e foarte, foarte șmecheră. Adică când pierzi, nu mai vine nicio minge la tine, simți că, na, nu poți să faci nimic, chestia asta. E nașpa când pierzi. E, da, știți voi. Ok, bravo, Cahill. Ok, hai să ne uităm pe aici. Bravo, Remy, Ramirez. Oh, fuck. Ramirez, bravo, așa. Să încercăm să demarcăm pe cineva. Hai de Shilio, vină tu aceea. A înaintat destul de mult de Shilio și foarte bine, nu e rău. Mai vine și el prin atac un pic. Diego Costa am vrut să... Oh, ce treabă acolo? Diego Costa are strength și Oscar! Ce bine dă cu capul. Cred că o să-l bag mai mult pe Oscar. Pentru că e și tânăr și bun. Oscar, cam mult vrei, tată. Te băga și în poartă. E minutul 60. Nu știu sigur dacă o să câștigăm, dar cel mai probabil o să câștigăm. Nu cred că am avut niciun șut. Deci niciun șut n-am avut. O să mă uit eu la statistics. Oricum. Cred că episodul următor va fi tot Road to Division 1, pentru că o să încerc să țin mai mult așa Juventus-ul, așa mai în suspans. Și o să încerc să mă mai antrenez mai mult pe World Class, să văd care e tactica lor, chestii de-astea. Nu a lui Juventus, a calculatorului, care e tactica lui, ce încearcă să facă. Și cam așa. Oh, fault? Pentru noi sau pentru ei? Pentru ei. Am băgat umărul mai tare acolo, Diego. Ok, Wilshere a dat foarte bine acolo pentru Debiușii și cei de la Arsenal încearcă să țină mingea. Dar nu prea reușesc pentru că noi cam presăm. Și foarte bine. Ramsey, oh, ce bine driblează acolo Ramsey, centrează și nu. Bravo, Ceh. Mai bine e Shai, că a fost destul de periculos să aștept mingea, dar e bine. Nu mai ne plângem, s-a dus faza.
Ok, Ozil. Bravo, Cahill. Și Arsenal încep să atace un pic. Dar noi nu-l lăsăm și Salah pasează acolo pentru Lucas. Lucas protejează, dar ok, pas pentru Costa. Costa cu Salah. Salah! Szczęski apără. Lucas Ramirez, gol! Oscar, mă, omul meciului, dă gol! Bravo, mă, băiatule, 2-0. Și de aici Arsenal nu mai au nicio șansă, părerea mea. Foarte, foarte bine am jucat meciul ăsta. Chiar a meritat să câștigăm. Ramirez joacă foarte bine, deci avem echipă practic și de rezervă, adică avem și Remi și atacanți. Avem El Shaarawy, Balotelli, Lucas. Sau ar mai fi altă combinație, Diego Costa, Remy și cine mai era? Mai era cineva. Anyway, nu știu ce mai era. Diego Costa, Remy, atâta, nu? Da, atât. E chiar perfect, mie îmi place. Deci avem foarte multe seturi de jucători și putem să băgăm oricând pe cine vrem pentru că echipa joacă foarte, foarte bine. Se înțeleg foarte bine toți. Știu cum să se demarce chestii de-astea, mie îmi place sincer cum joacă. Aș vrea, vorbeam de atunci de cariera aia gen Sims, nu. Nu neapărat ca gen Sims, să fie ca NBA, nu poveste chestii de-astea, adică poveste aș vrea să fie, nu viață reală chestii de-astea. Aș vrea să fie o poveste, să ai o poveste ca jucător și ca și manager. Adică ca și manager să-i motivezi pe jucători la pauză, să faci aia, să faci aia, să... Ar fi șmecher. Să ai relații cu jucătorii, înțelegeți? Adică de bunătate, înțelegeți? Să nu vă placă un jucător sau acest jucător să nu vă placă pe voi sau echipa să nu vă placă, dar voi să îi faceți să vă placă, înțelegeți voi? Viața unui antrenor, practic. Adică nu poți să-i faci pe toți să te placă, înțelegeți ce zic eu acum? Ramirez aici și puteam să mai dăm un șut, dar se termină meciul, am dat bară. Lol. Oricum, 2-0 și nașpa că au luat Arsenal roșu, dar oricum nu contează. Adică contează pentru ei, dar foarte urât acel fault. Nu știu cine l-a făcut, cred că merită Zaharau roșu. Ia să vedem noi. Mă rog. Cine a fost omul meciului? Hai să ne uităm noi. Ceh. Uitați, și Oscar aproape de ratingul lui Ceh. Foarte, foarte bine au jucat toți. Sunt foarte mândru de echipă. Și dacă v-a plăcut acest episod, puteți să dați un like la 75 de like-uri, episod nou. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Kiwi, pa, pa.